Datele celui mai recent barometru de opinie publică, anunțată la Chișinău de către Institutul de Politici Publice, arată că marea majoritate a populației continuă să fie nemulțumită de activitatea conducerii țării în domeniile ce afectează salariile, locurile de muncă și nivelul de trai al cetățenilor. Conform datelor sondajului, circa 66% din populația țării este nemulțumită de situația economică. Aproximativ 33% din respondenți consideră că situația economică a rămas neschimbată comparativ cu anul trecut, în timp ce alți 59% o califică fiind mai proastă. Securitatea economică continuă să fie problema principală a moldovenilor. Circa 75% din cetățeni susțin că sunt săraci, iar pentru 34% din populație, veniturile nu sunt suficiente nici pentru strictul necesar. Majoritatea respondenților continuă să fie îngrijorați cel mai mult de prețuri și sărăcie. Oare este cineva mulțumit, cu adevărat mulțumit, de situația economică? Nu vedeți ce se trece în țară. Toate prețurile se ridică pe zi și trece, lumea pleacă din țară și eu socot că țara, ca țară, dispare încet cu încetul. Nu știu, poate suntem ca atare optimiști, tragem nădejde, poate ceva vor face, dar slabă nădejde. Cred că nu chiar suntem mulțumiți, pentru că nu știu dacă mai este într-o republică așa ca la noi. Altceva și putem spune, noi cel mai. Nu suntem mulțumiți și trăim cam greu, dar ne descurcăm și să facem. Nu avem așa susținere. Dacă din Parlament ar putea să ridice o leacă pensiile la bătrâni, ar fi mai altfel, dar așa cam trist stăm cu economia în țară. E slăbuț. Știți, oamenii nu prea au încredere. Cu toate că Alianța stăruie să fac ceva și eu sunt crezut că undeva, să zicem, peste 2 ani de zile, de acum o să se vadă. Și așa, și așa. Sunt mulțumit că până când merge nu chiar atât de rău, că nu-i foame în țară, nu sunt cazuri că au înghețat prin apartamente, dar s-ar fi putut și mai bine dacă guvernarea s-ar ocupa mai serios de problemele acestea. Dar au și s-o ocupa. Situația socială-economică din Republica Moldova ar putea fi îmbunătățită prin sprijinirea micilor întreprinzători din sectorul agrar, consideră 32% dintre intervievați în cadrul barometrului de opinie publică. În același timp, mai mult de 37% dintre respondenți consideră că viața socială-economică din țară ar putea fi îmbunătățită dacă vor fi dezvoltate întreprinderile industriale. Sondajul a fost efectuat în perioada 30 octombrie-12 noiembrie pe un eșantion de 1237 de persoane în 88 de localități, marja de eroare fiind de 3%.